Salutare, dragi dependenți! Astăzi avem o mașinuță un pic mai specială. O să încercăm să vedem dacă se mai trezește la viață. Mașina a fost ținută pentru câțiva ani pentru conservare. Și astăzi o să vedem dacă mai pornește ea în stare bună. Ultima oară a fost băgată pe roțile ei. Îi pornește. A pornit și vedem astăzi dacă o să pornească după 2 ani. Haideți să vedem. Motorul arată bine. Asta nu aici, nu sunt prea familiar cu modelul. Clasicul motor de Dacia, 1.4 benzină. Carburator. Arată decent, având în vedere vârsta, deși a fost un exemplar întreținut. Punem bornele. Așa, o să le punem. Pune contact. Dacă. Hai să vedem dacă are ceva curent. Și apoi o să dăm un pic la camă, pentru că așa era odinioară. Avem ceva becuri, ceea ce înseamnă că e bine. Avem curent. Bun, haideți să vedem. Cama ar trebui să fie aici, o clapetă. Cei mai vechi dintre voi sau cei familiarizați cu Daciile o cunoașteți. Aceasta este practic o pompă de benzină și cama reprezintă clapetă manuală prin care se amorsează, se aduce benzina din rezervor. Bun. Avem niște urme de animale. Să sperăm că nu a afectat. Facem un walk around până dă colegul la camă, probabil mai durează. Mașina e în stare destul de bună, mai are ceva rugină, dar per total e destul de ok. Să vedem, avem șoc, se vede aici butonul, încă funcționează și avem becul la ulei și becul la apă aprins, ceea ce înseamnă că merge. 2-3 șprițuri înainte, se aud șprițurile, opa, avem curent, asta e bine, încercăm 2-3 șprițuri. Partea a doua, hai să vedem. Trage șocul. Să mai încercăm cu șoc, sperăm să nu înnecăm. Opa! E bine! E bine! Foarte ușor, din a doua încercare. Încercăm un pic cu șocul.
tras foarte frumos, s-a pornit după 2 ani de zile, chiar excepțional. Foarte frumos merge motorul, având în vedere vârsta și... Am jucat un pic cu șocul, am gâdilat exact, 1100, mai lăsăm un pic și le prinde tot șocul. Și am zis să stea exact la 900, unde îi place eu. Perfect. După niciun minut am oprit șocul și merge exact la 900. Frumos, încă rezistă. Deși este ținută într-un garaj acoperit, ferită de intemperii. Asta e mașinuța, destul de bună, un pic am chinuit-o noi, că n-am lăsat-o să se încălzească foarte bine, dar e ok. În viitor, când se mai desprimăvărează, cum zic oamenii, o să facem un videoclip mai în detaliu cu mașinuța, poate un pic de, o punem un pic la punct și ieșim într-un test drive cu ea, pe aici, pe coclauri sau... pe niște drumuri forestiere. Ce ziceți? Ne duce sau rămânem pe acolo?